Salut, prieteni, bine ați venit la un nou pe Opening săptămânal, ca în fiecare joi, de această dată însă la Rivals. Am luat rankul 2 în prima divizie, vine un ultimate pack din ăla șmecher cu 30 de jucători de gold rari. Și înainte să începem, au venit și rezultatele la campania NetBet pentru acele bilete la meciul FCSB cu Viitorul. Cei trei câștigători a câte două bilete VIP la meciul din acest weekend sunt Flavius Tudor, Leo Pațac și Rareș. Stanciu și felicit pe această cale și le urez distracție plăcută, băieți, la meciul, primul meci din play-off al FCSB-ului de pe Arena Națională. Și mulțumesc și eu de la NetBet pentru această campanie care mie mi s-a părut foarte tare. Și hai să vedem Team of the Week-ul pentru această săptămână plin de jucători high rated. Team of the Week-ul numărul 25, vârf de atac este nimeni altul decât Robert Lewandowski de la FC Bayern München. Are un uniform de 93 și cu un Hunter are în sfârșit peste 90 viteză și poate fi jucat. E un super jucător, dacă îmi pică clar va fi vârful de atac al echipei. Are stamina 80, dar e ok, probabil duce până în prelungiri, inclusiv prima repriză de prelungiri. Lângă el este alt vârf de atac, Romelu Lukaku, de la Man United, care a fost unul dintre eroii lui United aseară cu PSG. A marcat de două ori și acum iată-l cu uniform pentru ce a făcut săptămâna trecută. Are, iată, 90 de finishing, 94 heading accuracy, un card de asemenea foarte bun. Fabio Qualiarella este lângă jucătorii din atac și are și un card interesant cu 87 strength, ceva viteză, finishing foarte ok. În echipă mai avem pe Robbie Van Persie, primul uniform cred de multă vreme, dar are 55 pace, cu siguranță nu poate fi jucat. Fekir este și el în această echipă și am pierdut conexiunea cu serverele de la EA. Da, păi ce le facem? Nu mă lasă EA-ul să-mi deschid pachetele sau fi vreun semn că îmi pică Lewandowski. După cum spuneam la mijloc, sunt Sigurdsson și Nabil Fekir, care are un card interesant. Mai este în apărare Piqué, dar cel mai bun este clar Virgil van Dijk, 91 OVR, însă eu deja am fundat și nu mi-ar trebui un Virgil la acolo. Donnarumma în poartă, 89 OVR, Mkhitaryan pe bancă, Morata, până și pe bancă avem jucători interesanți. Și o echipă per total foarte șmecheră, de care sigur trebuie să pice ceva în pachetele cu informi. Și hai să luăm premiile de la Rivals, un Ultimate Pack, care sper să-mi aducă un walkout, este un pack cu 30 de jucători gold rari. Iar la EAF Champions, că v-am spus, am făcut 22-8, am pierdut teritul în ultimul meci, era meciul decisiv pe care am pierdut împotriva unui turc, din păcate, un corner, un penalty și după aia era clar la 2-0. Și iată, aceleași premii de la weekend-ul ca de obicei, doi jucători în form untradeable. Și hai să vedem cine o să fie, hai cu Lewandowski ăla! Primul dezastru total, Tait, Kostic, Madison și Tavamba. Aoleu, Germania și Franța, unde ăștia? Kostic, 92 pace sau TET. Kostic o să fie, măcar are viteză, 81 OVR. Ce slab! În al doilea, poate aici uniform mai high rated, Morata și Qualiarella. Trebuie să aleg unul dintre cei doi. Și o să iau pe acest Qualiarella. Dar, na, e ce mai high rated uniform de până acum, care mi-a picat 88 OVR și cu Kostic. Se putea mult mai bine, chiar speram la un Lewandowski, dar nu-i nimic. Mi-au venit și niște coins acolo, aici pe transferul strămaș și pe Goretzka. Și îl vând cu 74.000 pe ăsta. L-am pus și el la aceeași sumă, dar văd că nu s-a vândut. Și o să-l iau pe Balak. Chiar după ce deschid cele 3 pachete, sunt convins că o să-mi pice vreo 50K de cât am nevoie. 3 pachete. Cel mai puțin, dar sunt pachete de alea foarte bune și o să am în total 78 de jucători de gold rari și o șansă la fiecare pachet din ăsta de aproximativ 3% să pice jucător cu peste 90 OVR. Hai să vedem dacă se va întâmpla. O să deschid cele două jumperer player spec și la final ultimate pack-ul. Din primul nu e walkout, o să fie boards însă, este Dzeko. Dzeko 85 OVR. De la AS Roma. Dzeko, Sule, un pachet destul de slab. Bosnia și Herțegovina, vine Dzeko de acolo, 7100. 7100 este Dzeko, Sule se vinde și el. 4400 acest
Sule și un cai este și Bazdost. 1200 Draxler, vreo 900 e Gerard Moreno. Am făcut niște coins pe aici. Da, și restul merg la Quixel. 12K de pe Quixel pentru jucătorii rămași. Sunt la 510.000. Încă un Jumbo Rare Players pe care mă cu jucătorul ăla blană. Care să că profitul walkout. Ai unul bun de data asta, în sfârșit. Vreau un jucător bun. O să fie un englez. Right winger, Raheem Sterling. Mi-a mai picat ăsta. Ai, mă, serios. O să vină oare fiecare săptămână cât un Sterling. Încă un walkout de la Man City. Este Raheem Sterling. Mijlocașul dreapta care a luat upgrade în această iarnă 87. S-ar putea să mai fie cineva pe lângă el. O să fie Leno, Malcolm și un Davis, un Romagnoli. Raheem Sterling de 87 este 33.000. 33 de K o să ia pe Raheem Sterling și vine în sfârșit un icon în mijlocaș central acolo lângă Kante. Malcolm 1100. Se vând băieții ăștia pe aici. A duplicate am un Felipe care este 850, dar restul nu se vând cu foarte mulți bani. Îi pun la Quixel aici încă 12.600 și am ajuns la suma de 533.000, dar nu s-a vândut Sterling. Mai am 4 jucători pe aici care trebuie să se vândă, printre care și Rahim. Deci o să merg spre 600.000. Și ultimul este pachetul de la Rivals, Ultimate Pack din Divizia 1. Primul Ultimate Pack pe care îl deschid la premiile săptămânale. Și hai să vedem ce ne aduce acest pachet cu 30 de jucători gold rare cu un walkout. Poate unul foarte bun. Cine știe uniform. Este uruguaian. Vârf de atac. Cine? Aoleu, e Stuani. Mă că e Soare sau e Cavani prin Team of the Week, dar nu erau. Stuani de 86. Din La Liga direct vine și un inform walkout. Stuani, care o să fie 32 de K. Bine așa. Adică am făcut niște coins pe aici. 32 de K iau pe Stuani și mă sun Neto cu Balotelli. 2600 iau pe Neto și vreo 850 pe Balotelli. Vas pe care au 800, dar nu e mare diferență, cam 100 de coins pe el. Da, restul jucătorilor o să-i dau aici jos, să mai au 16 KP. Nu mai stau să-i vând pe fiecare în parte și am ajuns la 615.000 plus niște jucători care se mai vând pe aici. Sterling s-a vândut, mai sunt că niște băieți pe aici de vândut și e o sumă foarte bună. Cum e vremea să vină Balak, baby, cel mai ieftin e 570.000 și îl iau. 570.000 pe un mijlocaș central, Michael Ballack, legendă a lui Bayern și Chelsea, același număr de meciuri, dar cel mai important e legenda Germaniei, 98 de meciuri, 42 de goluri pentru națională, a jucat și pe la Leverkusen foarte multe partide, la trei cluburi, Chelsea, Bayern și Leverkusen, acolo și a jucat mare parte din meciuri și un mijlocaș box to box, foarte bun o să fie și îl trimit chiar acum la prima echipă. Și are și Royce full chemă străie, l-am și pe Bala cât sfârșit. Am așteptat de mult timp să-l iau. Și următorul upgrade cred că o să fie un icon pe dreapta loc de Mbappé și să-l pun și pe Cancelo ca fundaș dreapta, care stă pe aici degeaba cu 88 OVR și nu-l pot juca. Poate un George Best s-ar potrivi acolo, dar mai trebuie să aștept până să-l iau pe Best. Poate însă să scot elitul acum cu un Balak la mijloc care să mă ajute, având și 83 finishing. O să mă aștept pe fază ofensivă și arată bine echipa. 3 Icons, Royce, David Luiz Flashback. Ok, prieteni, asta a fost pe Copăringul, mersi că m-ați urmărit, nu uitați să lăsați un like acolo dacă v-a plăcut acest video. Ieri am postat și un podcast cu Ioan Andone care mi s-a părut foarte interesant în care am vorbit despre fotbal și puteți să urmăriți și pe acela. Cam atât. Pa!